Soluția este evidentă. Noi am susținut că pentru a debloca sistemul sau a nu-l bloca, ar trebui ca la varianta ieșită de la Comisia de Mediu, varianta care s-a întors acum la Comisia de Politică Economică și înțeleg de la dumneavoastră că mâine se va discuta, să fie completată sintagma că vor stabili cantități care intră în instalație, că vor stabili cantități care intră în operația de reciclare, noi considerăm că pentru a putea merge înainte este necesar ca aceste cantități care intră în operațiunea de reciclare să fie clar definite, ca fiind cantitățile care intră în operația de reciclare și care vor fi luate în calcul la realizarea obiectivului, sunt cantitățile confirmate de reciclator în sistemul informatic pus la dispoziție a AFM-ului SIATD după eliminarea materialului, uh, materialului care nu este material uh, țintă. Deci, practic, vom stabili clar, atât pentru colector, pentru primării, pentru irep uri pentru AFM, pentru minister, care este momentul raportării și el nu poate fi altul decât, așa cum se practică în Europa, un moment bine definit, momentul recepției, și cantitatea, da, în momentul în care facem referire la reciclarea de PET, să spunem doar cantitatea de PET și nu și cea de la DOP, cea de la etichete. Deci, soluția, ca să răspund întrebării dumneavoastră, este completarea uh, variantei care a ieșit săptămâna trecută de la Comisia de Mediu prin definirea cantităților care intră în instalație sau care intră în operațiune. În caz contrar, care ar fi consecințele? Consecințele sunt, le repet, sunt cele imediate, sunt întârzierea finanțării colectării pentru o perioadă nedefinită, poate să fie o săptămână, poate să fie patru luni, creșterea cantităților care se exportă, pentru că este absolut legal să exporti cantități cu implicații asupra activității reciclatorilor interni de care noi avem nevoie și care ne-au ajutat de fiecare dată, mai ales la sfârșitul anului, când au depus eforturi considerabile și, bineînțeles, vom vedea care este și impactul financiar prin calculul pe care reciclatorii și-l vor face și vor spune că trebuie să-l achităm pentru. Aș îndeplini această obligație de a confirma reciclarea. E vorba de salariile oamenilor, este vorba de timpul alocat și inclusiv de sistem logistic.